Salutare, dragi prieteni, suntem alături de Marița, mine, mașinarul Marița, Hascon, papi, telefonul meu și bunica Mândra. Papi de la Străia, nu uitați să vă abonați la canalul acesta, Papi de la Străia. Vă aștept pe canalul meu. Avem și pe doamna Mândra. Albina. Și la mine, pe canal. Hai. Și la Marița de la Străia, are și ea. Dragi prieteni, în seara asta, Marița cu Albinuța se pregătesc să facă un foc în stradă. Au tăiat pomii și mai pregătesc ele ceva în spate, nu știu ce. Ia uitați-o pe doamna Mândra, a plecat acasă, e supărată. Doamna Mândra, ia vino, de ce e supărată? Unde pleci? Acasă. Vreau să mă îmbrac, e răcoare. Vii înapoi? Da. Să vii că vreau să te îndrept ceva. Vreau să te îndrept ceva important, am auzit ceva. Uite, sunt pe canalul lui Albinuța, îmi filmăm un vlog. Ce filmezi de cine? Vrea Albinuța asta să facă foc aici la poartă. Ia uite, nu-i canalul meu, doamna Stella. Știți? Albinuța lui Leo, lui nepotul tău. Albinuța, mută-te la tine cu locul focul, nu acolo. Lasă aici. Numai că să duc în casă, pe fie. Fanusele mele! Închide și voi geamurile, nu am unde să le pun. Închide-i geamurile. Ia uitați-o pe președinta noastră, doamna Stella. Matușa lui Leo. Hascon, treci la loc. Vreau să o întreb ceva pe Mândra, dar plecă. Iar ziceam să pună focul dincolo acolo, ca să se vadă bine în stradă. E și al bătrân Melo. Marița, eu ziceam să-l pui acolo. Unde? Acolo. Sau lasă-l acolo. Mamă, vă și e mărăvați ea, că ai mai mult bilet. Hai, las. Mâna e gata. Ăștia sunt. Aha. Le aprindeți acum? Aha. Ăștia sunt, mă duc să iau clipii de Melo. Mamă, ce vrenică e, Albinuțul ajută pe Marița la de toate, la mâncare, la curățenie. Te-ai lovit, Albinuța, nu? Da, uite un pic. Ia vino puțin. De unde pun pauză, de pe roșu sau de pe alb, de sus? Pauză vreau, nu să întreb. Domnul papi, filmează-mi. În continuare... Câinile astea. Ia asta că avem lesa. Doamna Ileana, fetița asta, Albinuța cu Marița vor să facă foc. Aici? Și le-am făcut și vlog. Mă prinseră la poartă. Aveam treabă și Albinuța, hai, filmează-mă domnul papi să fac un vlog cu Marița. Vor să facă foc. Toată lumea a făcut curățenie. Caide. Dragi prieteni, în continuare, Albinuța și cu Marițuța au prins focul aici. Sperăm să vină și Mădălina. Să se încălzească? Da, să se încălzească și ea la foc. Eu nu bag mâna pe
pe foc, eu doar... Atâta, dă-te mai departe de lângă foc. Așa stătea țiganii de mult cu corturile, făceau un foc mare în mijlocul cortului. Noaptea. Și stăteau lângă foc și povesteau ce au făcut prin sate, cine a mai făcut o căldare, cine a mai făcut două fărașe, cine a mai făcut... Și acolo își logodeau copiii lângă focul ăla. Și mai departe. Acum povestim lângă foc cum ar veni să o mărităm pe Madalina. Nu vrea, dragi prieteni, Albinuța nu este de acord cu această treabă. Cum ar veni cu ăla vrea să ia? Cum ar fi să povestim cum să acceptăm Alicia și cu papi pe vase și papi vrea să... Să se despartă de ea. Da, dar uite că nu se poate. Nu se poate. Cum nu se poate? Mai e puțin. De ce zici că nu se poate? Așa mai e și puțin până se mărită și Madalina. Ba nu se mărită. Vezi tu. Ba nu. Hai să zicem ba nu, hai. Albinuța? Da, mă pot arunca în cauc, dacă mai zici. Da, hai. Gata, lăsați așa. Să aprinde ele singure. Se duce brichetele alea, dar nu știu de ce nu... Nu ia în sus. O ia în sus. Aici trebuia motorină sau benzină. Mai ai benzină în sticlele alea, Albina, aia poartă. Aici în sticlele alea, du-te. Ia să te la poartă la tine, că ai benzină. Puțină, puțin trebuie, da. Punem pe foc. Să ia foc. Deci, dragi prieteni, Albinuța nu vrea să se mărită Madalina. E mare scandal pe tea. Iar vrea, dragi prieteni, dar Albinuța frânge. Plânge de aia nu s-a mărit acum mai repede. Nu suportă să fie Madalina cu altcineva. Dar noi tot nu ne lăsăm până nu o mărităm. Noi nu ne lăsăm, noi așa cum v-am zis pe canalul nostru, poate de la Strumaia. Taci că vine, taci, taci. Hai, ia. Să ajunge. Da, ia, dă-te, dă-te, dă-te. Gata, focul nostru s-a aprins. Ia uitați. Ne încălzirăm. Toată iarna ne-am încălzit la foc, Mărița. N-ai nimic. Vezi câte uscături erau în foc? Erau. Hai, Albina, să ia foc aceea. Îți place, Albina, focul? Hai la clătite! Dragi prieteni, rămâneți în continuare pe vlog. Să ne urmăriți că avem ceva de prezentat. Albinuța! Are ceva de prezentat Albinuța în continuare. Cu focul am terminat-o. Gata. Prieteni, am preparat. Mai avem puțin. Prepară clătite, dragi prieteni, pentru Albinuța. Am pus ia mai să primează tu, că le fac eu. Am pus de toate. Marița? Pe Albina, trebuie să mai pun. Stai așa. Cred că e suficient. Da, hai să-mi filmează, că vreau eu să fac. Gata. Am revenit, dragi prieteni, cu Albinuța. Este aracazul. L-am pus înalt așa și nu prea ajunge Albinuța, că mi-am făcut și eu puțin curățenie astăzi. Am scos aragaz afară și să facem niște crătite lui Albinuța. Uite, vezi, Luca, mi s-a ars becul ăla de colo și nu are lumină decât colea. Trebuie să-l pun mâine, să-l fac. Stai, Albinuța. Dă-mi o paletă. Uite, dă o paletă de aici. Stai așa. Uite paleta. Eu
cred că e făcută. Nu, ține, ține aici. Ține aici, nu e făcută. Lasă să facă bine. Ai pus-o și nu ai lăsat să se încindă puțin tigaia. Încet. Să mă dezlipesc. Nu, lasă-o. Lasă-o să prindă coajă. Ține-te aici. Ține-te aici. Uite așa. Uite să prind să nu am și o tigaie bună. De cred, uite. Vezi? Să prinsă. Trebuia să l-a pus într-o tigaie. Nu, asta să prinsă. Arunc-o. Uite-le. Gata. Gem. Avem și finetii, dar punem și cu gem. Facem și cu gem, adică. Ce fac fetele aici? Fac rădite lui Albinuța, dragi prieteni. Să nu uitați să vă abonați pe canalul meu, Marița de la Strehaia. Vă spune, de ce ești rea? De ce nu zici la prieteni? Ia uitați-o și pe Luga. Și papi de la Strehaia. Așa. Hai zi. De ce nu m-a grătite? De ce nu m-a la tine și la mie, nu? Și la Albinuța, dragi prieteni. Așa zi, la Albinuța prima dată așa, și după aia. Da. Zicem așa, dragi prieteni, vă rugăm frumos să vă abonați pe canalul lui Albina de la Strehaia și la Marița de la Strehaia, dragi prieteni. Și de la papi de la Strehaia, zi. Așa? E bine? Da. Zici și tu, hai, prezintă-mă și tu acum. Hai. Prieteni, nu uitați să vă abonați la Albina de la Strehaia. Uite-te acolo la cameră. Uite-te prieteni, nu uitați să vă abonați la Albina de la Strehaia și la Marița de la Strehaia și la Papi de la Strehaia. Așa, așa. Ia uitați ce clătite știe să facă Albinuța cu Marița împreună. Hai, mănâncă, mănâncă acum. Să acest desert o să-l avem și la nunta lui Madalina. Clătite cu ciocolată. Glumeam, Albina. În niciun caz, dragi prieteni, nu o să avem clătit de la nuntă decât sarmale. Așa, dragi prieteni, Albinuța este împotriva măritișului lui Madalina. Hai, uite. Aveți grijă, hopa! Ai văzut? Să ne cumpărăm o tigaie din aia subțire, de clătite. Dragi prieteni, Marița și cu Albina n-au tigăi pentru clătite. Ia uitați, cine s-o oferă să le donează și lor o clătită? Hai, eu o clătită, vă spun pe direct. O tigaie. O tigaie. O oală și o tigaie. Vă spun eu acum direct. Prieteni dragi, vă rog frumos, oferiți-le și lor o tigaie din aia bună, să fie bună de clătite. De ultimă generație. Eu fac clătite cu Albinuța. Ia dă-te lor. Mai punem acum și... Ce vă doriți voi de Paște? De Paște vine iepurașul. Iepurașul vine la Albinuța. Eu îmi doresc o tigaie. Marița își dorește o tigaie. Tu papere? Eu nu știu. O mașină. O dubă. O dubă. Da. Bravo. Da, să mai pui și cu finitii. Hai că revenim, dragi prieteni. Rămâneți aproape să terminăm aceste clătite împreună. Vizualizați acest vlog până la capăt, când aveți nimic de pierdut. Dragi prieteni, în continuare n-avem ce să vă mai prezentăm. În continuare am făcut la clătite. Și acum o să încheiem și noi acest vlogulez frumos. Sperăm să vă placă, că v-a plăcut de vizualizare. Prieteni, scuzați-ne că ne-am făcut, că v-am făcut poftă. Și iau zis, să ne scuzați că v-am făcut poftă cu clătitele acestea. Prieteni, cam atât a fost cu vlogul acesta. Nu uitați să dați un mare like. Și? Clopoțel, abonare și join la Albina de la Strehaia, la Papi de la Strehaia, la Marița de la Strehaia. La revedere, vă pup! Vă pupam, dragi prieteni! Vă aștept pe canalul meu, Papi de la Strehaia, cu o rețetă de clătită splendidă.